Eu cabinetul soldatului, l-a bătut, l-a bătut, l-a adus vânătăt, era bătut, că de ce a prins foc acolo. Și-a preduprejdat, nou ne-a spus că o să încă o dată, de s-a mai întâmpla așa ceva, să știți că vă împușcăm pe toți. Dar unde vă ceați la toaletă? Cu ce vă spălați? Noi ne spălam din nică, de unde? Nu, 3 săptămâni noi ne-a umplut păduchii, noi nu ne-a spălat, nu ne-am spălat nicăieri. Cum era crăpături la vagon, la trenul și ala cum ești, la vagon. La podeaua. La podeaua. Apoi mama lua câte un... Avea de acasă, o luat un ștergăriel, nu știu, de unde o căpătat repede, o pietică mama codânsă. Și apoi ne ține așa ca dos și ne dădem în crăpătură cei de la ăsta, vagon. Dacă așa ne dădem. Nu opreau să ne dea la toaletă oriundeva, nică. Așa o mânat și o mânat și o mânat, până am ajuns la locul care trebuie. Cum ai zis că te numești? Alexandra. Ihailescu Alexandra. După numele de fată mare. Nicolaevna. După mamă. Numele, da? Nu, după tată. Da, după tată. De acasă. După tată. De acasă. Nu, da. Măritată. Am fost măritat, dar eu m-am divorțat. Sigur, și ai rămas cu eram familie. Am înțeles. Da, eu m-am divorțat cu dânsul și... Mulțumim foarte mult. Ultima. Zi-o că nu muriți, Stalin, mă, tău ții minte, că eu zic așa cumva... Data de 3... Nu, ce s-a întâmplat în ziua aceea? Da, 5 știu. Martie, da, 5 martie. Stai, acum, să ne aduc aminte, 3 septembrie, parcă așa îmi pare. Nu contează, dar ce s-a întâmplat? O vezi așa, mă, ca la televizor acum? Ți-amintești ziua aceea? Cum, ne învățam la școală noi, tăman. A venit învățătoarea din sal, de afară, ca să ne râi... la, nu, cum spun, la lecție. Și ne-a ridicat ca să ne predie lecția. Și ne-a spus că aceștia băieți, aceștia tovarăși, Stalin a murit. Și ne-a sculat în picioare, ne-a cântat ghimnul pentru dânsul. Și pe urmă ne-a așezat și cu aceea și-o pot. După asta, de-a cu tata a aflat că o să ne dea nou drum, s-a dus pe la primărie, s-a dus pe la raion și s-a adresat la... Și i-a dat documente și am venit acasă. Am încărcat ce am putut și noi am făcut niște picieni. Mama o coptă acolo și am luat un cimadan și cu hainele care au fost îmbrăcat cu aceea și a venit. Mai mult nică n-am avut luat. Hainele de Moldova sau aveați de acolo haine? De acolo era, de acolo n-am. De Moldova mai... n-ați avut nimic, nu v-a rămas nică. De Moldova nică n-am luat, cât am fost îmbrăcat. Până s-a rupt. Da, cu acele haine, acolo al de tata, o lucrat, ne-au cumpărat haine, ne-am îmbrăcat de acolo. Acolo au făcut valnici pentru iarnă, că nu puteai să ieși nicăieri din încălțăminte, trebuie să ai căldură. La picioare, dacă n-aveai căldură, înghețai pe pământ acolo, de așa.